Oamenii care aveau de rezolvat probleme la Casa de Asigurări de Sănătate Iași au fost surprinși să afle că angajații protestează, iar activitatea este blocată de la 10 la 12. Nu avem probleme, nevoie de loc, ce fac? Am venit din afară, când avem mașină particulară. Denis Lester este consilier la relații cu publicul și trebuie să răspundă unei avalanșe de probleme. Sistemul care nu funcționează cum ar trebui, salariul meu este unul foarte mic, în jur de 3.000 de lei. De 7 ani salariul nostru a rămas același. În toată țara au fost proteste la casele de asigurări de sănătate care au pierdut o treime din angajați. Un medic de la casă, de exemplu, are salariul de 3-4 ori mai mic decât ar primi în restul sistemului medical și mulți pleacă. Din cele 4.000 de posturi din schema de personal, doar 2.800 sunt ocupate, iar cei care au rămas să lucreze gestionează un buget de aproape 11 miliarde de euro, cel mai mare din țară din sistemul public. Care este cel mai mic salariu? Net 2.180. Am stat și până la 10 noaptea. Oamenii nu vor să se angajeze. Este responsabilitatea foarte mare de a plăti foarte mulți bani. Acest protest este un semnal referitor la volumul mare de activitate, încărcătura cu sarcini de lucru, numărul foarte mare de concedii medicale. Volumul este de 300% față de anii anteriori. Angajații au devalidat 10 de milioane de documente de care depinde funcționarea spitalelor și a cabinetelor medicale, plata analizelor, a concediilor medicale și nu numai, și spun că nu mai rezistă. Fac muncă 2 sau chiar 3 oameni. Nu e zis să nu vină salvare, nu e zis să nu vină pentru un coleg, 2 colegi. Totul este urgent, acum, stat peste program, pentru că nu reușesc să termin treaba. Salariul este de 5.400 plus sporul acela de antenă. Lumea e nemulțumită, se blochează SIUI-ul, dar lumea nu știe de ce se blochează. Pentru că a rămas un singur specialist care lucrează în momentul de față în casă. 86% din total salariați Casa Națională, Casa Județene au semnat pentru grevă, pentru oprirea lucrului pe perioadă nedeterminată. O astfel de situație evident că blochează întreg sistemul public de asigurări de sănătate. După ce ne vom consulta din punct de vedere politic, vom veni cu un răspuns legat de modul de salarizare a colegilor care administrează, modul de derulare a contractelor care furnizează servicii medicale populației, deci este o problemă serioasă și o vom trata ca atare. Protestatarii speră că Parlamentul va adopta în sesiunea extraordinară un proiect de lege care ar permite majorarea salariilor cu 40%.